Ce ne așteaptă în perioada 29 aprilie 5 mai 2024 vom sări peste foc. Săptămâna 29 aprilie 5 mai 2024 se va schimba spre valori negative, care vor fi asociate cu luna în descreștere, conjuncția lui Marte și Neptun luni 29 aprilie, precum și careul lui Venus cu Pluto, miercuri, 1 mai. Conjuncția lui Marte cu Neptun va afecta activitatea de viață a multor oameni, încrederea poate scădea, deciziile și opiniile cu privire la ceea ce se întâmplă se vor schimba, o persoană poate dezvolta o poziție complet diferită, opusă a ceea ce era înainte. În această perioadă, mulți se vor ghida după propriile convingeri și, deși pot fi eronate, o persoană poate crede în ele fanatic. Dacă ne agățăm de unele dintre ideile noastre fixe și ne construim activitățile pe baza unor concepții greșite și iluzii globale, atunci asta promite mari necazuri și probleme atunci când această intoxicare trece. Cu toate acestea, sub acest aspect, oamenii vor fi înclinați spre lepădare de sine, vor fi pregătiți pentru sacrificiu și pot să vâși fapte spirituale. Săptămâna aceasta Venus se mută în zodia Taurului, care este casa ei, iar acest lucru va avea un efect foarte benefic, în primul rând, asupra relațiilor, atât de dragoste, cât și de afaceri. Vom deveni mai stabili, mai serioși și mai responsabili. Și chiar și noile cunoștințe vor fi mai atent, mai grijuli, ne vom gândi pentru o perioadă lungă de timp, deoarece Venus din acest semn le oferă oamenilor un atașament puternic față de ceea ce posedă. În această perioadă și va dura până pe 23 mai și sfera materială a vieții se va dezvolta cu mai mult succes, deoarece oamenii devin mai practici, știu să-și folosească corect resursele și nu le cheltuiesc frivol pe tot felul de mărturi. Capitalul va crește și va fi investit în niște proiecte serioase. Venus în Taur înclină, de asemenea, o persoană să nu-și irosească energia în zadar, astfel încât ritmul vieții va încetini puțin. Luni Venus se mută în propria sa casă, semnul Taurului, care conține și Soarele, Jupiter și Uranus. Ritmul cosmic va fi acordat la elementele pământești. Acest lucru promovează o abordare practică cuplată cu rezistență și răbdare. Rolul principal va fi jucat de valorile materiale care oferă confort și o bază financiară. În această perioadă putem investi bani în lucruri care nu se vor deprecia în timp și, de asemenea, avem șansa de a ne îmbogăți rapid. Folosește-ți potențialul creativ la maximum, învață cum să gestionezi rațional energia banilor, în ciuda faptului că acum cumpărăturile sunt o mare plăcere. Intuiția în afaceri va fi activată, ajutând la obținerea realizărilor în muncă, afaceri și antreprenoriat privat. Reprezentanții de succes sunt cei ale căror activități sunt legate de finanțe, artă, agricultură, natură, cultivarea și prelucrarea alimentelor, frumusețea și decorarea. Influența intensă de la Pluto cu Venus va crea situații de dramatism în relații de-a lungul întregii perioade, sporind manifestarea emoțiilor și sentimentelor. Mulți vor experimenta experiența personală cu abuz și gelozie, precum și dorința de pasiuni și conexiuni fatale. Dinamica va fi adăugată de luna, care trece prin vărsător la mijlocul săptămânii. Oamenii devin mai sensibili și mai nervoși, obsedați de dorința de a schimba starea obișnuită de lucruri. Prin urmare, ar fi bine să creați intenționat situații de acțiune incitantă, să aduceți noutate, intensitate și curaj în sfera finanțelor, investițiilor, relațiilor și chiar aspectului. Marți, 30 aprilie, Marte se va muta în semnul său, în Berbec, iar acest lucru poate înviora energia multor oameni care sunt predispuși la conducere și au o poziție de viață activă. Vor apărea calități de voință puternică și de luptă, capacitatea de a ne ridica pentru noi și pentru alții, de a merge înainte de dragul ideii și al scopului nostru. Totuși, astfel de manifestări pot apărea spontan, în impulsuri, și vor exista șanse să ne atingem scopul dintr-o singură lovitură. Totodată, în această perioadă, care va dura până pe 9 iunie, numărul accidentelor și rănirilor va crește, deoarece mulți vor fi înclinați să-și asume riscuri, nefiind atenți la interdicții și reguli. Marte în Berbec devine și puternic și activ. Natura unui războinic se trezește, luptă pentru victorii și poziții de conducere. Entuziasmul va ieși din topuri, mai ales la începutul lunii mai. Aspectele cu Pluto deschid oportunități de transformare a sinelui și a lumii înconjurătoare, capacitatea de a comunica cu un număr mare de oameni și de a-i supune pe alții voinței, de a comanda și de a gestiona.
Apetitul pentru risc și spiritul de competiție îi vor ajuta atât pe aspiranții sportivi, cât și pe antreprenori, precum și pe marii magnați, să prindă un val de succes și popularitate. Miercuri va fi un careu între Venus și Pluto. Energiile acestui aspect creează tensiune în plan psihoemoțional și afectează, de asemenea, oportunitatea acțiunilor, ceea ce poate duce la pierderi financiare. Oamenii tind să ia în considerare doar propriile sentimente, experiențe și dorințe, ignorând sentimentele celorlalți, îndoielile și temerile lor. Prin urmare, acordurile și termenele pot fi încălcate, relațiile financiare, momentul distribuirii profitului și ponderea participării la procesul general pot fi revizuite. Unele relații se pot rupe în această perioadă sau vor fi revizuite radical. Joi, 2 mai, Pluto, planeta transformării, renașterii, purificării și reînnoirii și a puterii, încetinește și retrogradează. Această perioadă va dura până pe 12 octombrie. Aceasta va fi o perioadă de scufundare în sine, acțiuni ascunse, nemanifestate, sentimente, înțelegere și reflexie, experiențe emoționale. Vechile temeri și complexe pot apărea din subconștient la suprafață. În această perioadă, multe pot fi schimbate și înțelese într-un mod nou. În plus, elementele criminale devin mai active și, în general, ceea ce pândea în umbra societății, subconștientul, se poate face simțit. Această perioadă ne va oferi ocazia de a înțelege ceva, de a-l accepta și, dacă este necesar, fie de a-l folosi în viața noastră, dar într-o nouă capacitate, fie de a ne elibera pentru totdeauna, astfel încât să nu interfereze cu viața noastră. Prin urmare, această experiență poate fi foarte importantă pentru evoluția și progresul ulterior. Joi, 2 mai, Pluto își începe perioada retrogradă extinsă finală, în care va reveni în zodia Capricornului de la 1 septembrie până pe 19 noiembrie. Va fi o presiune subiacentă, dar dacă suntem suficient de sensibili, vom observa că comunitățile, idealurile și dorințele noastre viitoare devin, să spunem, mai accentuate. Dar nu putem ignora influența lui Neptun cu Marte, precum și trecerea lunii prin semnul peștilor pe 3 și 4 mai. Ar fi bine să facem orice afacere în mod flexibil și cu un ochi pe intuiție, să manevrăm în fluxul circumstanțelor, să acționăm după inspirație și printr-o idee clară despre unde să mergem și ce să facem. Subconștientul va fi deschis miracolelor. Un alt punct semnificativ al perioadei este că planetele de gen Marte și Venus sunt în semne de putere. Sexul opus atrage, crescând numărul de romane noi sau revigorând relații. Toată lumea poate deveni centrul de greutate al iubirii. Totul începe să se întâmple prea repede. Un început dur. Totul începe foarte revelator. Venus și Marte își schimbă semnele săptămâna aceasta, semnalând viraje noi și mari în multe zone ale lumii noastre. Doamna Venus, grațioasa doamnă a iubirii, își stabilește casa în taurul delicios luni, în timp ce Marte intră în zodia berbecului chiar a doua zi. Ambele planete sunt extrem de puternice în aceste semne noi, zodiile în care se simt cel mai confortabil. Acesta este un semn excelent pentru orice este legat de dragoste, muncă, finanțe sau atingerea unui scop, deși prin metode ambigue. Deoarece fiecare arhetip, război mic și frumusețe, funcționează cel mai bine în următoarele câteva săptămâni, trebuie să profităm la maximum de el. Cum? Ei bine, în primul rând, Venus în Taur este despre a intra în contact cu dorința noastră interioară de confort. Pături confortabile, lingerii frumoase, ciocolată de calitate, bijuterii strălucitoare, un ten moale la orice vârstă, cumpărături online dorite, mirosuri delicioase și mese copioase sunt toate acum în meniu. Relația poate părea mult mai puternică acum decât era înainte. Odată cu întoarcerea lui Venus acasă, este timpul să ne bucurăm de bucuriile vieții și să ne concentrăm pe confortul material. S-ar putea să fim puțin îngrijorați de bani. Cu toate acestea, au apărut oportunități de îmbunătățire a performanței financiare. De asemenea, concentrați-vă pe petrecerea timpului de calitate cu familia și cu cei dragi. În această perioadă, principalul lucru este să ne bucurăm de lucrurile mai fine din viață și să dezvoltăm relații apropiate. Și în al doilea rând, Marte în berbec colorează întreaga lună mai în culoarea roșie de foc a pasiunilor și a focului lumii. Timpul va curge acum într-un alt sistem, totul se accelerează și, ca un râu furtunos, își revarsă malurile, măturând totul în calea lui pe fundalul unei străluciri. Toate schimbările și evenimentele imaginabile și de neimaginat se vor întâmpla prea repede.
va fi greu să le prezicem, greu să prezicem rezultatul. Totul va fi prea neîndemânatic și dur. Dar noi va trebui să accelerăm și să sărim peste următorul obstacol, un foc mare. Cu siguranță, fiecare îl va avea pe al lui în luna mai, dar principalul lucru este să ne pregătim. În această perioadă, oamenii devin mai energici, hotărâți și activi. Adevăratele valori masculine ies în prim plan. În general, oamenii în această perioadă vor fi guvernați de instincte, cum ar fi instinctul de supraviețuire și de procreare. Sexualitatea la bărbați crește, iar la multe femei se manifestă instinctul unei războinice cuceritoare. Semitonurile dispar, lăsând culorile primare. Ca un calculator, o persoană va lucra ca într-un sistem de numere binar, va exista doar da, nu, bine, rău, adevărat, fals. Totul va fi mai simplu, va fi claritate și ușurință deplină în capul nostru. Aceste circumstanțe contribuie la o descoperire, mergând înainte, nu va fi nimic la care să ne gândim, trebuie să o facem. Pentru a supraviețui, trebuie să ne câștigăm locul sub soare și să ne demonstrăm dreptul la el, să obținem mâncare pentru noi, să ieșim victorioși din orice bătălie cu inamicul care stă la pândă în spatele fiecărui tufiș și să protejăm ceea ce am câștigat. În această perioadă, ceea ce este cucerit și dobândit prin luptă va fi cu adevărat valorificat. Aspectele negative provoacă reacții și mai violente. Oamenii devin mai agresivi, aroganți, intoleranți, vor fi gata în orice moment să respingă un inamic vizibil și invizibil. În această perioadă, grosolănia va înflori rapid, iar numărul dramelor de zi cu zi va crește. Dar să trecem la alte povești ale săptămânii. Finanțele și prieteniile refac încet stabilitatea împreună cu Mercur, care încă se strecoară prin berbec spre ieșirea din umbra retro. La suprafață, lucrurile par să se îmbunătățească pentru săptămâna viitoare, cu excepția unei scurte discuții de bani miercuri, când Venus și Pluto se ceartă. Cineva poate pierde prea mult capital deodată. Desigur, poate exista o luptă pentru putere, dispute financiare globale, o presiune fatală, o luptă cu o umbră. Dar dacă muncești din greu la aceste lucruri, ei bine, nu ai de ce să-ți faci griji, nu-i așa? În orice caz, săptămâna viitoare, ține-ți urechile deschise și nu lăsa pe nimeni să te păcălească, s-ar putea să fii pur și simplu înșelat. Chiar înainte de a trece în berbec, marți, Marte se conectează cu Neptun în ceață, reflectând mai multă energie care ne poate face să lăsăm garda jos, să ne întrebăm exact ce vrem și ce anume se dorește de la noi. Această confuzie și lipsă de scop combate entuziasmul și claritatea noastră absolută. Țintim, tragem, lovim ținta care ni se arată, dar nu vedem că în această perioadă altcineva ne țintește din spatele ecranului. Subiectele legate de râuri, mări, oceane și izoare vor fi periculoase. Forțele elementare ale apei vor fi în centrul atenției săptămâna viitoare, simbolizând profunzimea emoțiilor noastre și vastitatea subconștientului nostru. Fiți cu ochii pe subiecte legate de apă din mass media. Nu uitați că dezastrele naturale și cele provocate de om, băuturile otrăvite, gazele, substanțele medicinale sunt legate de Neptun. Vineri, Marte în sextil cu Pluto, iar sfârșitul săptămânii ne oferă puterea de care avem nevoie chiar acum. Și pentru cei care s-au simțit frânți, zdrobiți și descurajați, oferă inspirație lumii superioare și dragoste necondiționată pentru a experimenta iluminarea și eliberarea spirituală, o înțelegere mai profundă a ceea ce înseamnă cu adevărat stăpânirea de sine. Pluto este aici pentru a ne învăța să nu ne fie frică de propria noastră umbră. Timpul pare să zboare, așa că bucură-te de fiecare secundă și nu-ți fie frică de nimic.